Industria alimentară vegană pregătește un nou produs revoluționar, coaste de porc pe bază de plante. Aceste coaste inovatoare vor ajunge în curând pe farfuriile clienților. Primul lot de coaste de bază de soia va fi lansat la sfârșitul lunii august în Marea Britanie, Uniunea Europeană și Statele Unite, conform producătorului. Firma Jussi din Slovenia, cunoscută pentru producția de alimente vegetale, va colecta feedback-urile clienților de la primele degustări pentru a ajusta rețeta, numele și ambalajul coastelor vegane, înainte de lansarea oficială. Întrucât reprezintă o inovație, prețul acestor coaste va fi mai mare decât al variantelor tradiționale de carne. În ciuda inovațiilor din industria cărnii pe bază de plante, sectorul a înregistrat recent o scădere a vânzărilor. Inflația și costul vieții au condus cumpărătorii către carnea tradițională, care este considerată mai accesibilă din punct de vedere financiar. Aceste coaste de porc pe bază de plante reprezintă o particularitate interesantă. Au aceleași cantitate de proteine ca și carnea de vită și pot deveni crocante atunci când sunt coapte sau prăjite după ce au fost consumate. Reprezentanții companiei slovene spun că inițial au dorit să găsească o soluție pentru a nu arunca oasele, iar acum speră să dezvolte oaselor și un gust autentic pentru a putea fi utilizate și în preparate precum bulionul. Această inovație se alătură altor alternative la carne, care continuă să se extindă pe piață. Compania israeliană Alepharm, de exemplu, a cerut recent aprobarea pentru o friptură crescută în cuve, prin creșterea celulelor de carne reale, reprezentând un alt pas important în evoluția cărnii cultivate în laborator, relatează mesajul.ro.